Bună ziua! Dragi elevi, bine v-am găsit la o nouă lecție de educație pentru societate, la tema comunicarea asertivă, ascultarea și observarea activă. Pentru început, propun să definim noțiunea de comunicare. În conformitate cu dicționarul explicativ al limbii române, comunicarea reprezintă informare orală sau prin scris, împărtășire, legătură, mijloc de a stabili legături cu cineva sau ceva, vorbire. Totalitatea mijloacelor tehnice de comunicare a informațiilor, poștă, telefon, telegraf, radio, televiziune, presă, publicitate. Componentele comunicării sunt emițătorul, adică persoana care generează mesajul, receptorul, persoana care recepționează mesajul. Codul reprezintă sistem de semne cu ajutorul cărora emițătorul încifrează informația, iar receptorul o descifrează. Și canalul prin care este transmis și recepționat mesajul. Formele comunicării sunt divizate în trei mari categorii. E vorba de comunicare verbală, non-verbală și paraverbală. Dacă e să ne referim la comunicarea verbală, atunci ne referim la vorbirea propriu-zisă. Comunicarea non-verbală se referă la gesturi, mimică, poziția corpului, etc. Iar cea paraverbală la pronunția replicilor, accentuarea unor cuvinte, ritmul și intensitatea vorbirii. Conform unor studii în domeniu, s-a demonstrat că în cadrul unei comunicări, dintr-o 100%, vorbirea propriu-zisă are o importanță de doar 7%. Gesturile, mimica, poziția corpului sunt echivalate cu 55%. Iar pronunția replicilor, accentuarea unor cuvinte, ritmul și intensitatea vorbirii au o importanță de 38%. În continuare, Ustian Adrian și Chiperi Vlad vă vor convinge că limbajul non-verbal are o importanță foarte mare. Acesta este un salut în care eu sunt partea dominantă. Acesta este un salut de egalitate. Iar în acest salut, eu domin situația. Acest gest indică superioritate și încredere în sine. Iar în colegul meu indică nesiguranță pe el și emoții. Acest gest exprimă intenția lui Vlad de a părăsi conversația. Iar în colegul meu exprimă siguranța și încrederea în sine. Gestul colegului meu indică controlul asupra situației și siguranța pe el. Iar gestul lui Vlad exprimă încredere în sine. În linii generale, specialiștii în domeniu identifică trei stiluri de comunicare. Stilul asertiv. El se caracterizează prin persoanele respective sunt respectuoase față de ceilalți, sincere, dar cu tact. Persoana respectivă este cinstită, onestă, are încredere în propriile forțe. Eu sunt ok, tu ești ok. Fraze cu referire la eu. Nu emite judecăți critice, atitudine de susținere empatică, își asumă responsabilitatea. Poziția corporală dreaptă, privirea directă către persoana cu care comunică. Formulează propoziții clare, vorbește ferm, gesticulează potrivit. Știu să asculte, sunt hotărâți și activi, manifestă respect și sunt respectați, au relații bune cu ceilalți. Efectele și avantajele acestui stil sunt încredere în sine, libertatea în relații, nu se răzbună pe ceilalți, nu creează tensiuni, se acceptă pe sine așa cum este el, îi acceptă și pe ceilalți cu bine și rău. De obicei, aceste persoane sunt elegante, echilibrate, blânde, amabile, mature din punct de vedere al comportamentului. Și în imagine vedeți comportamentul tipic al unei persoane similare. Stilul agresiv se caracterizează prin dominarea și prin suprapunerea mai multor sentimente de îngânfare,
Eu sunt ok, tu nu ești. Emite judecăți critice. Este dominant. Trebuie. Adresat este atât sieși cât și celorlalți. Critic. Sincer, dar pe cheltuială altcuiva. Atitudine superioară. Sarcasm. Arată cu degetul sau cu pumnul. Aplicarea către interlocutor. Vorbește cu ton grav și furios al vocii. Contact vizual violent. Efecte și avantaje. Se simte superior. Nevoile sunt satisfăcute în scurt timp. Posibil să se simtă vinovat și de la o parte și dat la o parte. Se simte puternic. Vrea să aibă neapărat dreptate, cu orice preț. Denumire uzuală pentru asemenea persoane sunt bătăuș, arogant, îl face pe șeful, intolerant, le știe pe toate. Și imaginea emblematică de mai jos îi prezintă persoana caracteristică cu un stil de comunicare agresiv. Stilul pasiv se caracterizează prin: tu ești ok, eu nu sunt ok. Auto-minimizare. Se simte martirizat. Vrea să fie acceptat. E evitant. Are nevoie să fie plăcut. Îi lasă pe alții să aleagă. Nu-și asumă responsabilitatea. Poziția plecată. Lipsa contactului vizual. Vorbire ezitantă. Râsul nervos. Frecarea mâinilor. Efecte și avantaje, dacă sunt. Evită conflictul. Alții nu se supără pe el. Nu face valuri. Acumulează tensiuni și furie. Nu rănește sentimentele altora. Preferă varianta sigură. Nu se schimbă. Denumiri uzuale pentru persoanele cu un stil similar sunt mămăligă, laș, pasiv, timid. Iar imaginea de pe ecranele dumneavoastră prezintă poate cel mai bine situația, caracteristicile unui persoane care are un stil de comunicare pasiv. În continuare, vă propun ca din situațiile prezentate să identificați care persoană și ce stil de comunicare îi aparține: agresiv, pasiv sau asertiv. Ai întârziat la teatru. Pe locul tău s-a așezat altă persoană. Trebuie să se ridice de pe scaun, dar refuză. Bună ziua, domnișoară. Îmi cer scuze pentru întârziere, ce e locul meu? Puteți, vă rog frumos, să vă ridicați. Nu, e locul meu, chiar nu se vede. Eu am comandat biletele online și, sincer, ce e locul meu? Vă rog frumos, ridicați. Am avut probleme personale și n-am reușit. Problemele personale se rezolvă mai devreme sau mai târziu. Îmi pare rău, scena s-a început de mult. Uite, domnișoară, biletul. Te rog frumos, oferă-mi locul. Nu mai ai niciun bilet acum. Ce vrei să zici? Doamne, ce nerușinare te... Vă rog, nu vă mai certați. Veniți și vă așezați. Mulțumesc mult. Ai de la elaborat un proiect de grup cu colegul de bancă. Îi prezinți ideile tale. Eu m-am gândit că proiectul nostru trebuie să respecte un plan. În conformitate cu cerințele, ar trebui să avem minim 15 slide-uri. Tu te-ai gândit la niște repere? Poți să-mi le spui? Aș vrea să țin cont și de ale tale păreri. Uite, atunci eu pot spun că în prim plan am putea să spunem biografia, după care să descriem personalitatea acestuia și poate ceva din activitatea și debutul său în literatură. Pentru mijloc ar fi perfecte niște imagini, niște citate, niște secvențe. Tu ce crezi? Ai putea tu să le selectezi? Eu nu am reușit. Ai putea? Mulțumesc. Și totuși ar trebui să nu uităm și de activitatea sa politică, este foarte importantă. Ah, da, și concluzia, era să uit. Cred că o să facem împreună, eu nu am nicio idee. Noi vă mulțumim pentru atenție și ca sarcină pentru acasă îți propun ca să exersezi în convorbirile, în comunicarea ta cu colegii, în familie, cu profesorii, stilul asertiv. Numai bine!